De la primele ore ale dimineții, credincioșii au mers la biserică să se roage și să aprindă o lumânare. Mulți au asistat la slujbă, iar alții au preferat să ocupe un loc cât mai în față la coada pentru apă sfințită. Este o apă tămăduitoare, o folosim în gospodărie, o folosim în casă pentru alungarea relelor și, nu știu, în calitate de creștin, nu se cuvine să n-ai apă sfințită. Să luăm apă sfințită, ca de botezul Domnului nostru Iisus Hristos în fiecare an. Am venit și noi ca să luăm apă din aghiazmă, pentru că zice că e foarte bună pentru voieșie, pentru sănătate în casă, pentru să-ți meargă bine, să câștigi la loto. Potrivit tradiției ortodoxe, apa sfințită se bea dimineața timp de 8 zile înainte de masă. Se poate consuma și în zilele de post, de sărbători sau în cazul unei dificultăți medicale. Cu apa sfințită, oamenii își stropesc în restul anului casele și animalele. De pe la ora 10 am venit la slujbă. Ați reușit în sfârșit? Da, am reușit, da. Ce faceți cu ea? Este pentru bunăstarea familiei, a casei, se bea până pe data de 14 ianuarie. Foarte important. Am apă și de 3 ani, care nu mi se strică și tot timpul beau și asta, că am bani mai multă. Pentru sănătatea noastră și a familiei. Ce faceți cu... O duc la o persoană bolnavă, la spital, și o folosesc pentru mine. Botezul Domnului sau Boboteaza, alături de ziua Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, prăznuită în 7 ianuarie, marchează sfârșitul sărbătorilor de iarnă și totodată al celor dedicate nașterii lui Iisus Hristos.